Sunt șanse minime ca Petrolul să aibă o continuatoare în Liga a 3-a. Campioana județului CSB Blejoi și-a redus considerabil șansele de a promova în eșalonul 3 național. Formația blejoiană a pierdut la scor 1-5 prima manșă a dublului duel de promovare în Liga a 3-a cu Venus Independența. Partida disputată în deplasare a început bine pentru prahoveni, care au deschis scorul prin golgheterul Adi Vintilă. Gazdele au egalat peste aproximativ un sfert de oră, iar la pauză scorul era egal. După ieșirea de la vestiare însă, s-a instaurat cod portocaliu de greșeli în defensiva blejoiană. Călărășenii au mai punctat de 4 ori și au devenit favoriți la câștigarea barajului de promovare. Oficialii echipei prahovene nu își explică evoluția jucătorilor din a doua repriză, pe care o consideră incredibil de proastă. Picajul trupei antrenate de Răzvan Vlad a venit tocmai în momentele cele mai importante. Finala Cupei României a fost pierdută clar în fața celor de la CS Păulești, după care a urmat dezastrul din turul barajului. Dacă gazdele nu fac nici măcar un antrenament, în schimb blejoienii au beneficiat și de cantonament cu o zi înaintea jocului. Toate acestea nu au contat, iar Filip și coechipierii au șanse mari să irosească o promovare tocmai la 10 ani de la înființarea clubului. Mai mult, jucătorii au stipulată și o primă individuală de 1000 de lei, dar în aceste condiții va fi foarte greu de încasat de către jucătorii lui Vlad. Eșecul Blejoiului face ca fotbalul prahovean să întrerupă o serie consecutivă de 10 ani în care s-a promovat din eșalonul local în cel național. Asta dacă nu se va produce vreo minune în returul barajului de promovare care va avea loc sâmbătă la Blejoi.